Eugen Neagoie, neînvins la Craiova în amicale. Craiova joacă primul meci oficial din an la Botoșani și apoi primește acasă Sibiul. Dacă batem în ambele meciuri, ne luptăm la titlu, spune patronul Rotaru. Nicușor Bancu s-a accidentat la finalul anului și va rata aproape tot sezonul. Bancu poate reveni pe teren în aprilie, dar conducerea nu vrea să-l forțeze. Craiova i-a luat în această iarnă pe Alexandru Ișfan și un fundaș central din Naționala Macedoniei de Nord de 27 de ani. Rotaru mai vrea un fundaș stânga ca dublură la Bătăjel. Dacă rezolvăm fundașul stânga, ne concentrăm cu o campanie de transferuri foarte bună. Oltenii sunt la 7 puncte de liderul Faru. Dacă batem primele două etape din 2023, Craiova poate spera la titlu, zice Rotaru. Este extrem de important cum începem. Dacă începem foarte bine cu Botoșaniu, cu Hermannstadt, atunci putem spune că ne putem încadra și într-un obiectiv mai sus, adică la locul 1.